Creativitatea tinerilor și dorința de implicare nu au limite. Începând de astăzi, tinerii de la Liceul de Arte din Severin, sprijiniți de edilul orașului Marius Creciu, au început o acțiune de cosmetizare cu ajutorul artei stradale. Să-i ajuta și pe ei cu o notă bună dacă lucrează aici și valorizează zona. E un efort destul de mare. Să știți că dacă lucrurile ies bine, da, am vrea să continuăm. Mai avem câteva obiective prin oraș, centrale, termice, zone unde la fel sunt obscenități, sunt lucruri scrise. Dar întâi trebuie să le pregătim noi din punct de vedere al clădirii, adică să le reabilităm puțin, să fie drept. Tinerii de la Liceul de Arte din Drobeta Turnul Severin își doresc să participe la înfrumusețarea orașului și își folosesc talentul pentru a oferi o altă față anumitor zone din orașul nostru. Ne propunem să estetizăm orașul, ne propunem să facem un Severin mai aspectos pentru orice cetățean și prin chestia asta vrem să demonstrăm că orașul nostru poate arăta mult mai bine de atât dacă toată lumea pune mână de la mână și se mobilizează pentru acest lucru. Primul obiectiv care a primit culoare este gardul cimitirului Sfântul Gheorghe. Pictura nu doar că va atrage atenția tuturor severinenilor care trec pe aici, dar reflectă și priceperea tinerilor talentați care acum au posibilitatea să picteze nu doar pe hârtie. Reprezentanții liceului de arte, dar și profesorii se bucură că elevii lor își pot lăsa o amprentă asupra aspectului orașului. Bucuria noastră este și aceea că elevii își lasă o amprentă asupra aspectului orașului, că talentul și munca lor va fi observată, apreciată, remarcată de cetățeni, de elevi care poate vor dori să vină la rândul lor să studieze, să-și dezvolte anumite abilități în cadrul Liceului de Arte Iște Paulian. Liceul de Arte este o pepinieră pentru viitoarele generații de artiști din orașul nostru. Aceasta este o ocazie ca ei să învețe, să pună în practică ceea ce învață la atelier, la clasă, să pună în practică într-un spațiu public niște lucruri legate de culoare, de teoria culorii, de teoria compoziției, lucruri pe care le văd eu ca pe o practică care îi va ajuta pe viitor în alegerea meseriei de artist plastic. Sunt unii care doresc să meargă pe mai departe la universități de artă din țară sau din străinătate pe specializarea artă monumentală și iată, asta este un bun prilej pentru a exersa genul ăsta de artă stradală monumentală. Arta stradală nu a fost până acum promovată la nivelul orașului nostru. Reprezentanții primăriei municipiului și-au dorit această acțiune de mult timp, însă din cauza pandemiei de COVID-19 nu a putut fi realizată. Mulțumim pentru tot sprijinul pe care de-a lungul timpului le-am primit din partea autorității. Este meritul domnului primar, într-adevăr, în totalitate. Această cosmetizare a zonelor defavorizate din municipiul Drobeta Turnul Severin este o mare necesitate și o dorință a primăriei de a înfrumuseța toate zonele orașului și de a da șansa tinerilor de la Liceul de Arte de a pune în aplicare tot ce au învățat. După cum ați văzut și în față, noi am făcut de acum 2 ani de zile, am acoperit gardul cimitirului, aici facem același lucru. Repet, esteticul îmbinat cu utilul, cu necesitatea ca zona să arate frumos. Le mulțumesc pe această cale elevilor și profesorilor de la Liceul Paulian. E o notă de trecere și pentru ei. Își arată maestria, arta de a picta nu numai pe pânză, pe foaie, ci și stradal, cum spuneți dumneavoastră, artă stradală. Vrem să continuăm acest început de colaborare. Mai avem clădiri, vă dau exemplu, dacă mergeți pe la ANL, e acolo o centrală scrisă cu tot felul de obscenități și aici erau scrise multe lucruri ne la locul lor. Deci acoperim și aceste lucruri urâte, dar în același timp, repet, va arăta și frumos. Edilul municipiului Drobeta Turnul Severin își dorește ca cetățenii să păstreze această muncă a tinerilor de la Liceul de Arte și totodată huliganii să rămână la distanță pentru ca toate locurile din orașul nostru să fie curate.